Bună ziua, dragi iubitori ai sportului, sunt Valentin Pribeanu și de la această oră vă invit la Sport Maxim, o ediție specială de această dată, ca de fiecare dată de alt fel, în care vă voi prezenta unii dintre cei mai buni performeri ai Băniei, ai Craiovei și, de ce nu, ai țării. Sper eu ca nu peste mult timp să ajungă, eu știu, și la Olimpiadă, pentru că am un studio acum și o sportivă care are mari șanse să ajungă la Olimpiadă. Acești copii extraordinari ar trebui să fie modelele din societatea noastră, însă, din păcate, cred eu că alții au devenit modele și încerc să schimb și eu ceva. Iată, primul invitat special, Constantin Diaconescu, multiplu campion național la atletism. Bine ai venit în studioul televiziunii noastre, cred că pentru prima dată, cel puțin la mine. Da, este pentru prima dată când mă aflu în studioul dumneavoastră. Da, bine ai venit. Lângă Constantin Diaconescu, deja un obișnuit al emisiunilor noastre și nu numai, dar și al sporturilor pe care le practică, un performer, Ionuț Iancu, campion mondial de Kempo, cel mai recent, dar și participat în multe gale de K1. Bine ai revenit în studioul emisiunii noastre și cât mai vă multe victorii. Vă salut cu respect și vă mulțumesc pentru invitație. Nu în ultimul rând, Eugenia Angel, campioană balcanică nu de foarte multă vreme, multiplă campioană națională de box. Dacă nu mă înșel, cred că ultimele 7 ediții le-ai câștigat, nu? La rând. Bine ai revenit în studioul televiziunii noastre. Și ne și revedem. De ani buni îți urmăresc cariera cu mult respect și te felicit pentru tot ce ai realizat și, de ce nu, de tine vorbeam, nu? Mulțumesc. Cu șanse de a ajunge la Olimpiadă. Va fi altcumva, puțin altcumva emisiunea, pentru că despre cei trei invitați ai mei, cred că mulți din lumea sportului știu foarte multe, știu rezultatele de excepție pe care le-au obținut, au încredere în ei, cred că vă și sprijină, nu? Și moral și sufletește în ceea ce faceți. Vom vorbi însă pe lângă sporturile pe care le fac, cărora le dedică foarte mult bănuiesc din timpul pe care îl aveți la dispoziție, dacă mai aveți timp și de alt ceva, să începem cu cel mai mic, așa cum am început prezentarea, 17 ani, Constantin Diaconescu, un meritos câștigător al unor concursuri montane de atletism, să ne vorbești și despre lucrul acesta, cum ai ajuns să participi, unde te-ai antrenat, pentru că nu avem așa munți în Craiova, nu avem mai deloc câteva delușoare, dar să știi, sau nu știu dacă știi, cu ani în urmă Craiova dădea campioni chiar și la alpinism, campion național și participați la campionate europene și mondiale. Despre campionii mondial și național la alpinism nu știu, mulțumesc că m-ați informat. Da, într-adevăr, a fost greu să mă antrenez în parc, mai ales pe condițiile astea vara. M-a ajutat foarte mult partea cu dealurile. Noroc că avem un parc unde putem să facem dealuri și ne permite, e o zonă frământată. Dar, în schimb, am fost și câteva zile de pregătire la Rânca, unde am făcut câteva antrenamente de intensitate, câteva alergări lungi, ca să mă pregătesc pentru competiția care urma. Câteva. Totuși, ești campion național. Câteva. E bătut pe cei care se antrenau chiar acolo, pe traseu. Am înțeles că tatăl tău, profesor de sport? Da. Da? La Strehaia. Am practicat orientarea sportivă, să spun, nu turistică, așa da, e titulatura sportivă. Orientare sportivă, da? Și aici excelează Craiova, ani de zile, mulți campioni la acest sport. Da. Cred că asta știi. Da, asta știam. Te-a ajutat mult, nu? M-a ajutat foarte mult, da. Mai ales de când era mic. A început de la vârsta de 7 ani, m-a luat cu el în competiții, când se ducea pe oriunde, orice competiție m-a luat cu el. Și apoi pe parcurs, când am împlinit vârsta de 19 ani, a început să mă bage în competiție. Cred, pe 19 ani, ai 17. 19, am înțeles, o greșit. A început să mă bage și la competiții. Și am început să alerg la categorii superioare mie. Apoi... Urmărind, scuze-mă că întreb niște imagini cu tine. Te văd și la pescuit, am văzut și pe munte și da, pe schiurile. Pescuitul e unul dintre hobby-urile mele. Da? Da. Ce-ai prins ultima? Pot să-l practic atunci când am timp. Ce-ai prins ultima? Ultima oară? Da.
Am prins o echipă, dar nu pe Scărește, spune-ne. Nu pe Scărește, am prins o plătică. Da, de cât? De cam 5 cm. 5 cm, nu putem să o măsurăm în grame, în kilograme, în câteva grame acolo. Da. Bravo, eu și asta o captură. Pasiunea contează, nu mai contează. Da. Așa puteai să-mi spui, domnule, ne aduceai o poză cu un crab din piață, cu 10 kg, nu? Da, nu sunt chiar atât de profesionist în pescuit. Schiuri, ce multe ai aruncat ultima dată? Care îți plac? Îți plac drumețiile? Da, ultima dată am făcut Vârful Moldoveanu, împreună cu tatăl meu și cu sora mea. De unde l-ai început? L-am început poți de să la... mergi cu mașina și până la Bârlea? De la stâna lui Burnei, am mers până la stâna lui Burnei cu mașina. Și de la stâna lui Burnei am început să urcăm către Moldoveanu. Foarte frumos. Cel mai înalt vârf, nu? Acolo da. Vrei să și ajungi. Nu? Într-adevăr, a fost destul vârf, cu atletism. Da. Și cu atletismul și cu tot. Și cu în cartea și... probe ești celestul atletism? Care îți plac cel mai mult? Cel mai mult îmi place proba de 5.000 de metri. Uh-huh. Pentru că... Fond? 5.000 de metri fond, da. Pentru că ai foarte mult timp să te gândești ce faci în cursă, poți să o gândești de când pleci până se termină, adică niciodată nu începi cursa cu un singur coeficient. Adică nu alergi așa cum consideră lumea, doamne, la atletism te duci și alergi așa de nou, da, fără să pleci, gândești, fără să ai tactică. Trebuie să ai o tactică când pleci și să te gândești. Adică niciodată să nu te aventurezi primul în față la o probă de 5.000, pentru că lucrurile se schimbă pe parcurs. Adică poate cel din fața mea vrea să tragă, să fie primul, dar nu l-ajută cu nimic, că poate pe următorii 2-3 km îl depășește. Cedează, da. Da. Și pierde suflu. Sunt multe chestii acolo, te uiți. Da, așa este. Contează deci să fii calculat în curs. Și vis care este. Probabil tot așa să ajungi. Da, vreau să ajung cât la mai departe. La competițiile internaționale. Da. În timp, te consideri că ești un om răbdător, cu răbdare? Da. Mă consider un om mai cu răbdare. Bine. Nu, dar trecem la... nu vreau să mă grăbesc. Corect. Foarte bine, să ții minte. Ce ai spus, da? Da. Ionuț? Eu cu răbdarea stau mai prost. Da. Și cu timpul liber? Și cu timpul liber, pot să zic. Ca oricare sportiv de performanță până la urmă. Ce pentru faci în timpul liber? Când îl ai? Păi de obicei dorm. Da. Vă dați seama că avem și zile în care avem 3 antrenamente. Avem și zile cu 3 antrenamente, avem și zile cu un antrenament, în zilele de recuperare facem doar recuperare. Dar așa ca pasiune, dacă tot vorbim despre da. Asta, am și avea decât două pasiuni. Îmi place foarte mult să conduc seara după antrenamente singur, să-mi aranjez toate gândurile, toate planurile, să mă gândesc la viitor, la trecut, la toate chestiile și ador foarte mult să joc șah. Îmi place să joc șah de mic și este o plăcere, chiar îmi place să joc. Foarte frumos, cu cine joci? Păi am început să joc cu bunicul, cu tata, după aia prin parc, cu bătrânii aceia de stau la masă, de jucau tab. Foarte frumos. Joc cu cine apuc. Adică când cunosc o persoană, asta e prima întrebare. Știi șah? Da, te-ți faci un meci. Și se îmbină șahul cu lupta din ring, care clar, e brutală câteodată. Dar apropo de răbdare, te-am văzut că ești răbdător. Galele și meciurile tari care le-ai câștigat, ai încasat bine și ți-ai revenit, ai știut să-ți dozezi și efortul și nu te-ai năpăstut spre adversar și să-i dai ca la fotbal, să dai gol repede și după aia să te retragi. Pot zic că asta e experiența, nu neapărat răbdarea, că când am în jur de 30 de meciuri la profesioniști în kickboxing și datorită experienței reușesc să fac chestia asta, cu răbdarea nu. Da, deci te-a modelat aici. Da, 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 da. Sportul. Foarte frumos. Eugenia? Mie îmi place în timpul liber să mă plimb, să citesc cărți de dezvoltare personală, să dorm. Asta cu odihnă e clar. Da. Și să mă mai duc și pe la munte din când în când. Da? Ai fost la rând, am înțeles. Da. Și ți-a plăcut? Da, foarte frumos a fost. Te-ai protejat? M-am protejat puțin. Uite, colegul tău mai mic, l-ai văzut cu schiurile, tu ai spus că nu riști da. Să te dai cu schiurile, nu ești expertă și să nu te accidentezi. Da. Asta e? Frumos. Cu Sania mai merge. Da, cu Sania m-am dat și acum. Dar așa cu schiurile, nu. Că mi-e frică să nu mă accidentez. Ce te-a ajutat să ajungi și să faci atât de mult timp sport,
Dacă nu mă înșel, de 17 ani și mai bine de 17 ani faci, nu? 20 de ani. Iată, reziști la cel mai înalt nivel, campioană de atâtea ori, nici nu cred că mai știi câte titluri naționale ai și ce categorii, și acum, cu șanse mari, să prinzi o olimpiadă. Ce te ajută? Pe lângă antrenamentele asiduere, clar. Antrenorul de multe ori m-a încurajat, că eu am avut multe momente când am vrut să mă las. Dar dânsul a fost mereu lângă mine și mi-a zis să continui. Da. Eu am crezut că tu nu mai vrei să te lași deloc. Nu, am avut momente când am vrut să mă las. Te consider o persoană credincioasă? Da, mă consider. Îmi place să mă duc la biserică. Te ajută mult spiritual lucrul acesta? Da, mă ajută foarte mult. Fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Da. Frumos spus, iată câteva gânduri. Acum v-am spus de câteva surprize, să vedem cu cine să începem. Să vedem dacă își cunoaște bine antrenorii, sau vă cunoașteți bine sau nu, sau ei vă cunosc pe voi foarte bine. Să începem tot, nu, haide să luăm cu Ionuț un interviu realizat cu antrenorul tău, maestrul tău, sau cum vrei să-i spui. Cred că știi despre cine e vorba, nu? Da, eu nu spun. Îi rog pe colegii din regie, după care vom reveni. Deci Ionuț Iancu și-a câștigat un renume în lumea sportului de contact. În spatele acestor mari performanțe, care sperăm că vor și continua, stă o muncă foarte, foarte mare. Dar Ionuț probabil că are și alte ocupații și momente de respiro, pentru că altfel nu se poate nici în sport, nici în viață, cred. Corect, corect, așa este. Cea mai mare pasiune a lui, cred, din câte îl cunosc eu, e somnul. Somnul, plimbările, familia. Are timp să mai și doarmă? Păi trebuie să doarmă. Între două antrenamente trebuie să te odihnești. Da. Și încă este într-o... Și încă este într-o altă etapă, s-a finalizat o etapă și începe o muncă mult mai consistentă, asiduă, pot să zic. Așa că timpul liber nu știu care ar fi, poate în weekend, când și atunci se odihnește, stă cu familia. Știi ce muzică îi place? Ți-amintești? Ai fost cu el odată la pescuit sau altfel de hobby-uri? Să mai uitați de antrenamentele grele. Pescuit, nu, cred că nu le avem niciunul, nici eu, nici el. În primul rând că nu-mi place ideea asta. Poate să dai drumul la pește, să faci rău la o ființă. La muzică stă foarte bine. E tigrul după anul chinezesc și are o ureche muzicală bună, totdeauna la antrenamente caută să ridice vibrația momentului, aducând cele mai noi piese și cele mai speciale. Adică ce stil de muzică îi place? Nu știu să-l caracterizez, sincer, adică nu să-l definesc, dar este un stil nou, ceva ce pune în mișcare toată ființa. De altfel nici n-ai putea să faci lucrul, munca asta, de galeră, pot să-i spun, fără a avea niște instrumente personale. Și instrumentele personale astea interioare, ale tale ca ființă, ca om, trebuie stimulate cu ceva. Și atunci muzica e una din aceste lucruri. În niciun caz, muzica populară. Mai are o tentă așa 10%, 15%, ca să nu zic mai mult, de manele. Cu astea nu sunt de acord niciodată. Dar în rest, funcție de moment, muzică simfonică, muzică ușoară, nu știu dacă românească, că poate e prea mult vaiet în muzica românească, muzică străină, ceva acolo. Aflăm și ne dă el datele despre lucrul ăsta. Dacă ai fi Moș Crăciun, ce cadou i-ai duce de sărbătoare? Abia l-am convins anul ăsta să primească cadouri. Nu-i place să nici să facă, nici să primească cadouri. Cadouri, cred că i-aș face cadou o excursie care să fie completă, într-o bază de recuperare, de relaxare totală. Nu la munte, că nu-i place zăpada. Acum el este în direct și te ascultă, ce sfat ai dea sau ce ai să-i transmiți? A prins ceea ce trebuia să prindă,
din munca asta de ani de zile pe care o fac cu el, adică faptul că trebuie să aibă încredere în el, să fie conectat la propria persoană, să-și urmeze drumul, pas cu pas, să fie serios, constant și să-și recunoască tendințele, pentru că încă o dată este tigru după anul chinezesc, iar au ei ceva acolo, ca fiecare zodie, de altfel este și scorpion, să-și continue și să-și urmeze pașii, că e foarte important lucrul ăsta. Dar am revenit din nou în studio cu invitații mei dragi din această ediție, Ionuț Iancu, Eugen Anghel și Constantin Diaconescu. Costic, na? Da? Așa spune antrenorul. Ce spui despre maestru Ionuț Pucă, bun prieten, te-a caracterizat bine cu mașinile, n-am prea nimerit-o. Dumirește-ne cei cu muzica, pentru că ne-a făcut așa o filozofie acolo. Da, ascult foarte multă muzică. De dimineața până seara îmi plăcesc cu muzică, ba în căști, ba în mașină, peste tot. Și când merg prin casă, mă pregătesc, îmi bag muzică pe telefon, bag în buzunar și îmi fac treaba. Funcționez pe muzică. Altcumva, nu știu, aș putea spune că cumva nu mai aud voce din cap, mă liniștește. Mă lasă să stau liniștit. Și muzica? Bună. Orice gen de muzică. Care îți place ție? Manele nu ascult așa mult, cum spune, dar îi mai dau drumul la sală. Așa spune. Vă șicanați, nu? Da, până la urmă și Manele este tot o muzică. Și are adepți acum. Sunt și manele astea bune în România, nu astea de actualitate acum. Trepă și așa mai departe. În general, remixuri foarte agresive în timpul antrenamentelor pentru a... Stimulează. Da, adrenalina, nu? Da. Păi voi și aveți acolo și înainte de la Gale, muzica aceea specială, nu? Da. Care, dar cu mașinile nu mai lămurit în totalitate, sper că n-ai boala viteze sau cinstit acum, că de-aia este la emisiune corectă. Îmi place să conduc foarte tare, asta este adevărul, dar de când am mai crescut și am și doi copii, am început să mai domolesc. Îmi place condusul sportiv, de fiecare dată am spus că dacă m-aș lăsa de kickboxing, m-aș apuca de rally. Adică este tot. Te duci la Mihaileu. Da. Este o pasiune, îmi place foarte mult. Este adrenalina. Poți să zic că te simți liber în momentele alea. Da, dar depinzi de altceva. Vezi cum are diferență. Când ești pe ring, depinzi de tine. Și de ce faci tu acolo, depinzi de niște mașinărie. Tot de tine depinzi și acolo. Tu cum culezi mașina? Dacă te explodează cauciucul, nu mai depinzi de tine. Da, explodează din cauza ta cauciucul. Că nu le-ai schimbat, n-ai avut grijă. Ce spui de oferta? Deci cadou ți-ar face? Da, eu cred că el ar fi zis un cantonament. M-ar fi trimis la... Mă cunoaște și n-a vrut, nu? M-ar fi trimis în cantonament. În Dubai? Da. Că de tot spun că este acolo un antrenor care antrenează toate superstarurile din UFC, din Glory, din... Eugenia s-a înscris și ala un... Chiar și cantonament în Dubai, nu? Da, nu neapărat. Chiar la Huzureala. Să colaborez un pic cu acel om, o să-l contactez în cea mai scurtă perioadă. Aștept să treacă. Acum nu mai am timp să plec în cantonament în Dubai, dar cu siguranță anul viitor poate reușim să legăm un parteneriat. Și ți-ai și antrenorul? Tot urmăresc. Pe lei de măcar așa, să, la plimbare și pe... Nu, că te duci la... Maestru rămâne... Aici. El este pentru mine ca un tată spiritual. Nu mă gândesc nici să-l schimb sau cum spun oamenii, domne. Nu. El rămâne antrenorul principal până... Da, latura asta spirituală e foarte importantă și în kickbox, dar și în artele marțiale de unde provin și în box, mă gândesc, pentru că a făcut o fel de trimitere de acolo, la tigruri, la săgetători, la zodii, dar mă rog. Nu ai cum să colaborezi cu un om dacă nu este chimie, de orice fel, dacă nu este înțelegere. Și noi suntem și amândoi acea zodie, vă dați seama că toată, când ne certăm sau când ne supăra pe mine, da, asta de la zodie. Povestea doamna Simona că de fiecare dată când... Soția, soția maestrului ne trimite mesaje, bufnește râsul, efectiv, că suntem foarte comici. Foarte bine. Așa e într-o relație. Adică e relaxată relația. Da. Eugenia, prin telefon, l-avem acum pe maestrul tău, pe Marc Dragomir, despre care spuneai cu ceva timp în urmă, că cu câteva minute, nu? Că te-a ajutat foarte mult să nu renunți. Da. Vă salut, domnule Dragomir. Cu respect, vă salut și eu, domnul Vali,
și invitații care aveți în studio. Câteva cuvinte, caracterizați-o pe Eugen Angel, un model în sportul românesc, nu numai în cel de la noi de aici. Fără falsă modestie, sunt rare. Poate este a doua din România cea mai longevivă boxeriță care este prezentă la ora actuală, după Duță Stelusa, care a practicat boxul până la limita admisă de forul internațional, de UBC, adică până la 40 de ani. Ea a împlinit 37 de ani și, uite, continuă să practice acest sport care, cu siguranță, la toți care au practicat sportul de performanță, le-a adus și satisfacții, și mai puține satisfacții, și momente de fericire, de glorie. Poate să ajungă la Olimpiadă? Aveți asta, obiectivul acesta acum? Deci obiectivul este însă numai să se introducă și această categorie, că deoarece s-a zbonit, se aude că ar fi doar 4-5 categorii de greutate, la feminin vorbesc. Da. Bine, le aleg ei, asta e. Le aleg alții. Asta e în viață. Avem obiectiv, iar pe ea, ca să o caracterizez așa în scurte cuvinte, este de o disciplină ieșită din comun, o fată cu o drăzenie și o determinare rar întâlnită. Cum este ea în afara ringului? Pentru că ring lumea a văzut-o, cei care iubesc sportul știu, campioana de atâtea ori, națională și internaționale, multe titluri. Este o fire sociabilă, chiar lasă de la ea, ajută, deci e foarte docilă, e de ajuns să faci cunoștință cu ea și ai sta în preajma ei mai tot timpul, dacă pot spune așa. Ce cadou i-ați face acum, că vin sărbători? Dacă aș avea bani, i-aș face ce și-ar dori ea. Cantonament în Dubai. În cantonament în Dubai, că tot a venit vorba. Ar fi bine să aibă antrenorul bani și să aibă posibilități, sau dacă nu, mai aude cineva emisiunea asta și că dar din dar se face rai, ar putea să facă un gest și că banii tot se duc pe un sportiv. Și cum sunt invitații din studio, Vali, îmi permis să zic așa, că ne cunoaștem de mai de 30 de ani, dacă nu mai bine, așa, ar putea, oameni cu bani, eu dacă aș avea sincer... O poți compara cu Laurențiu Lică de la volei, care a jucat până la 40 de ani, a luat și titlul și Cupa României cu Universitatea. Să cum se CM. Unde? Laurențiu Lică îl cunosc și îl cunosc de mult. Sunt, nu știu dacă sunt în țară 5 ca Laurențiu Lică. La toate domeniile de sport. Toate ramurile sportive. Absolut, da. Un caracter și de o umanitate ieșită din comun. El are vârsta care o are, e trecut de 40 de ani, chiar și știe exact cât are, dar nu mai spun. Dar la discuție cu el pare un copil, un adolescent, un... Când am spus caracter, cred că... Are un suflet mare. O să intre și pe invitații mei dacă au suflete mari așa. Sunt bun la suflet, sunt darnici. Au suflete mari toți. Altfel, dacă n-ai avea suflet mare, n-ai putea să faci performanță. N-ai putea, practic, cred că să practici niciun sport dacă n-ai avea suflet. Că, în primul rând, pleacă de la suflet. De acolo vine și pasiunea, și dorința, și drăzenia, și toate calitățile astea împletite sau cumulate, care până la urmă ajung la dorința de a performa, de a ajunge cineva, de a avea un țel și un scop în sportul pe care îl practic. Da, dacă ai și de Eugenia să-i adresez câteva cuvinte maestrului tău. Îi mulțumesc pentru vorbele frumoase și cam atât. Ne vedem la tu ce cadou ai face? Da, ne vedem la antrenament. Tu ce cadou ai face? Antrenament în Dubai. Tot cadrul, dar asta rămâne... Bine, mergeți împreună. Da. Da, dar de relaxare, să fie de relaxare. De relaxare, frumos. Acum vorbim de sărbători, se mai și relaxează. O zi bună, da, numai bine. De muncă au tot fost. Da, așa e. Sănătate, baftă multă în continuare. Mulțumesc, nu știu că... Mulțumesc. Sunteți tine, n-ați făcut armata. Îmi vine minte când v-am auzit spunând tot timpul că... Odihna. Asta e hobby-ul principal, odihna. Cei care au făcut armata știu și eu, înainte de a o face,
când vedeai un militar care venea într-o permisă sau ceva, ori dormea, ori mânca. Din două una. Așa era atunci. Cred că așa sunteți și voi, dar sunt convins că fără aceste momente de relaxare care sunt extraordinar de importante, nu ați putea să urcați să mergeți mai departe. Cum, Ionuț? Recuperarea este parte din antrenament. Fără recuperare nu ai nicio șansă. Degeaba te antrenezi ca un cal de munte, tragi toată ziua, luni de zile, pentru că la un moment dat extremele se ating din dai în supra-antrenament și eu am pățit chestia asta. Și efectiv te simți ca și cum nu te-ai fi antrenat deloc. Nu ai condiție fizică, nu ai forță, riști să pierzi tot pentru o prostie, pentru un simplu fapt că nu te recuperezi. Și din punctul meu de vedere, cum spunea și Khabib, marele campion din UFC, cel mai bun recuperare este somnul între antrenamente. A trebuit să ai și voință, să ai caracter. Tu ai suferit o accidentare? Bănuiesc că și da, tine, Eugenia, 2000... nenumărate. Da. Cred, dar ca să treci peste la accidentare, mai văd la accidentare ceva mai grave care spun și cariera în pericol. Cum da, poți să treci? Da, în 2020 am avut un an pauză, am avut mai multe probleme și niște certuri, am zis certuri, niște inconveniențe cu anumiți promotori. Știți că în 2022 am rupt legătura cu Dynamite la începutul anului sau chiar spre jumate, după care au rămas niște cantonamente, niște oameni, nu vreau să le dau nume, niște meciuri prin Germania unde, știți, am luptat pentru centura mondială VK-ul 6 reprize și l-am și pus jos pe adversar și tot nu a vrut să-mi dea meciul. Efectiv, am venit demoralizat. Acasă, de supărare, am primit o ofertă să mă bat cu Cristian Ristea și am acceptat. Nu trebuia să fac greșeala asta, trebuia să aștept să mă recuperez, să-mi revin. Și în timpul meciului, în a doua repriză, luptam 5 reprize. În a doua repriză mi-am spart mâna dreaptă, pot să zic, pentru că am avut fracturi și la metataxie, am avut fracturi și aici. Am luptat în continuare cu ea 5 reprize și am avut o perioadă, cred că 7-8 luni în care nu am putut, de aici nu puteam să dau nici salut, dar ai am crezut să... atunci că renunți? Ai avut momente în care te-ai gândit? Acolo m-am dus psihic rău de tot în jos. Începuse să mă antrenez iar mi-am distrus mâna, iar m-am antrenat, iar m-am distrus mâna, am refuzat două gale, am fost un moment foarte greu pentru mine, dar am învățat și multe, am văzut cine e lângă mine. Tot rău spre bine, cum se spune până la urmă. Da? Când ești campion, tot prieteni, ai prieteni peste da, tot. Da, da, și când pici, atunci vezi cine cum e poate vrea lângă tine. Așa e în toate sporturile. Ai avut și tu suișuri și coborâșuri de genul? Da, am avut foarte multe. Dar v-am zis, maestru a fost... Ai și tu o chimie deosebită cu antrenorul, cum are și... Da, 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 da. Da. În viața asta, că nu prezinți interes... Atunci? Nu prezinți interes, nu te bagă nimeni în seamă. Și asta e trist. Din păcate o să aduc și acum, chiar dacă suntem prag de sărbători și vorba asta, dar să audă oamenii care trebuie, a vorbit și Marc Dragomir despre ei, potențial sponsori și oameni care să vă ajute financiar, pentru că munca voastră, în opinia mea, este prea puțin răsplătită. Aproape deloc, infim, mai ales din punct de vedere financiar, bineînțeles. Că laude, nu, cum se spune și la noi, toată lumea are podul plin de felicitări, de laude și așa mai departe. Diplome și cupele cumperi acum de oriunde se găsesc. Corect. Vă gândiți, bănuiesc, și la chestia asta. Mai puțin Costică, nu? Încă ești finanțat, nu? Da, într-adevăr, sunt finanțat, dar consider că medalia și, cum a zis dumneavoastră, medaliile și cu diplomele nu fac iubirea față de cum ne iubesc părinții sau iubirea antrenorului față de noi. E mai importantă iubirea antrenorului și iubirea părinților, adică a familiei, pentru noi decât... Ai o vârstă periculoasă, spun unii, și de la 17 ani când se deschid niște oportunități, când aici e foarte complicat în orice sport să treci. Într-adevăr. Te simți pregătit, ar putea să-ți dea niște sfaturi de la colegii tăi de platou și de sport. Da, aici, dacă mi s-ar deschide multe oportunități, aș apela tot la familie și la antrenor. Dar în afară de sport... Drumeții și pasiunii care am spus cu calculatorul, cum stai, cu tabletele? Sincer, nu prea am timp să umblu pe... E bine, că n-ai timp. Sau pe telefon. Cât îmi permite, să zicem, o oră maxim pe zi. Da, știi că ai spus de probă de 5.000, ai văzut acolo ce
adversarul să ai. Noi am fost pe vremuri, dar nu la masculin, nu? La fete. Fetele la noi au fost sport standard cam în toate sporturile până acum, nu? Da, nu o să vezi nici adversarii, nici pe mine. Adică, știți cum se zice, prin muncă se arată rezultatul. Care e ultimul sfat care ți l-a dat antrenor? Bănuiesc că nu e numai așa poezie, cum ați spus, sunt și momente în care cu antrenorii aveți și opinii diferite, frecuși, așa e peste tot. Nu o să-mi spuneți că stați și dansați în vals tot timpul pe acolo pe antrenor. Ultimul sfat pe care mi l-a dat antrenorul mi-a zis să o las mai ușor la antrenamentele de intensitate, pentru că dumnealui mi le dădea la un timp și eu, din dorința de a face un timp mult mai bun, le făceam sub timpul pe care mi-l dădea dumnealui. Dar de ce crezi că îți dădea așa? Pentru că și anul trecut am făcut antrenamente la intensitate mare și am suferit o accidentare datorită ce am făcut. Adică ca și cum i-a spune antrenorul Ionuț, să el să bată un adversar și îl bate doi, nu? Da, este o chestie normală, asta este ego-ul sportivului. Că și noi când facem sală de forță, spre exemplu, ultima dată când am fost la pregătire la Silviu, la București, acolo o să mă duc și acum, făceam genuflexiuni cu 210 kg. Normal, trebuie să faci de câte repetări. Și fiind în febra aia antrenamentului, adrenalină, am făcut undeva în jur de 10 și el urla în spatele meu. Lasă bara jos, lasă bara jos. Eu nu. Adică vreți să ardeți etapele. Da. Este a tinereții o caracteristică, nu? Cât mai repede, poate. Da. Să treceți, nu pas cu pas, ce să le spui tu, Eugen. Și mai ales când te antrenezi cu un grup, fiecare trage să arate, să fie cel mai bun la final. Să iasă în față. Da, să câștige antrenamentul. Noi așa spunem. A, e și acolo concurență, da. Foarte care frumos. Trage mai bine, păi, care lovește mai mult. Că e un lucru bun ăsta, nu? Concurență și la antrenament. Da. Dar nu mai să ai. Că e rău și când ai sparing partner, nu? E cam nasol la orice sport. Nu mai poți să evoluezi, nu? Corect. Sunt cam tineri, vor să ardă etapele, nu? Da, dar nu au experiență. Da, așa e. Cei cu experiență tot timpul vor câștiga, mai ales dacă și muncesc. Da. Să-l ascultăm și pe Cătălin Brâdușe, profesorul Cătălin Brâdușe, antrenorul tău de atletism, să vedem dacă ai nimerit sau nu. Deaconescu Constantin, da, un sportiv care, să știți că suntem mândri și atât familia, liceul sportiv Petrachetișcu, clubul Universitatea Craiova, deci toți suntem mândri de parcursul lui. Are un parcurs frumos. Un copil educat, un copil cu bun simț, un copil care își dorește tot timpul să progreseze. Numai că progresul el l-a înțeles un pic a fi cam galopant, pentru că în acest moment are niște fluctuații în anumite competiții și de asta am tot încercat să-l educăm să parcurgă etapă cu etapă marea performanță. Într-un fel să-l frâna, să facă mai puțin, să înțelegem, nu? Mai pe românești așa. Dacă ar fi să fac așa o paranteză, faptul că a făcut orientare turistică, asta într-un fel nu prea l-a acomodat cu efortul de lungă durată, cu efortul prelungit, pentru că noi vrem să-l specializăm pe o probă de fond, de mare fond. Craiova a avut tradiție în sportul de mare fond și sper că ar face brio cu față, dacă ar ști un pic la momentul ăsta să regleze tempourile de alergare. În afară de sport, cum l-ați descoperit și cum l-ați caracteriza în afara orelor de antrenament? În afara orelor de antrenament, să știți că de multe ori schimbăm impresii despre ce cărți am mai citit, ce cărți citim, ce cărți vom citi și acum vorbeam despre o carte care a apărut nou, este o carte, un bestseller și era foarte încântat să o cumpere. Ce cărți? Recomandat-o, Sapiens se numește, Istoria omenirii, pe care eu recomand și am recomandat-o, a luat-o, o citește, o răsfoiește, am mai descoperit o carte, Anatomia alergătorului de fond, care tot la fel, deci tot timpul schimbăm impresii despre carte, despre muzică, despre lucruri pe care să știți că le percepe cu foarte mult entuziasm. Ce îi place? Ce muzică? Ce hobby-uri are? Păi muzica, îi place muzica, să știți că m-a surprins muzica anilor 90, chiar eu sunt un fan așa al muzicii anilor 90 și în momentul în care plecăm la competiție și pun această muzică anilor 90, copilul este foarte încântat și de multe ori fredonăm împreună această muzică și pe mine m-a încântat faptul că iubește muzica anilor 90. Ultima melodie pe care ați fredonat împreună? Freddie Mercury, The Best.
Da, Freddy Mercury. Am fredonat împreună când am plecat de la concursul de la alergare montană, unde am fost campion național. Și atunci chiar s-a nimerit să fie Freddy Mercury pe drum și am fredonat împreună. Alte pasiuni are? Pescuit, tu știu că îi place să pescuiască, comentăm și asta, știți că sunt minciunile pescarilor, dar noi de multe ori fiind așa mai începători, nu prea avem ce să mințim în legătură cu pescuitul, dar cât așa, pe unde am mai fost și am mai prins. Te-a adus ceva? Vorbește ceva? Nu, dar înseamnă că n-a prins nici eu. Poze punem împreună, poate macro dintr-un magazin. Știu că îi place să schieze, drumețiile, fiind și fost sportiv de orientare turistică, iubește foarte mult drumețiile. El se află acum la emisiune în direct. Un sfat, o întrebare, ce i-ai spune așa de final? O constatare. Aș vrea să o înțeleagă ca pe un sfat mai mult prietenesc. Să nu se grăbească, să arde etapele. Marea performanță se face în timp, se face cu multe eforturi, iar ramura sportivă pe care a ales-o este o ramură de anduranță, o ramură care trebuie parcursă etapă cu etapă. Da, am revenit în studio cu invitații mei speciali, Ionuț Iancu, campion mondial de Kempo și multiplu campion și la alte, eu știu, ramuri din K1 și așa mai departe. Eugenia Angel, campioană balcanică de box, cel mai recent trofeu, pentru că da, probabil că ai o vitrină, una, 10 vitrine de trofei și de medalii. Și Constantin Diaconu, campion național de atletism, multiplu, iată și montan, pe al cărui antrenor l-am ascultat acum. Ce spui? Da. Ce ai de spus? Nu că mă așteptam da, la spusele antrenorului meu de să o las mai moale cu intensitatea, pentru că îmi zice asta mereu la fiecare antrenament. Și da, are dreptate aici, pentru că mă grăbesc și doar ce m-am apucat. Și nu știu de ce încerc să... Păi, așa te duci spre performanță. Ce crezi că eu nu ascultă tot ce spune antrenorii? Spun doar antrenamente pe zi, eu nu l-am văzut că faci și pe al treilea. L-au văzut și antrenorii. Asta e riscurile meserii. Riști pe pielea ta, cum se spune, nu? Da. Ești dispus acum? Acum am început să-l ascult și... Acum, după ce ai ieșit campion național, ai prins gustul performanței și ai început să-l asculti. Opa, să nu pățesc ceva. Uite, sunt exemple, le-ai ascultat foarte frumos și pe Ionuț, cum a spus, frumos. Bine, sunt amintirii triste, dar din care înveți și te maturizezi, nu cum a spus și eu. Contează mult de genetică și de recuperare și, spre exemplu, uitați-vă, este acel videoclip cu Hamzat care într-o zi face 5 antrenamente și spune că nu am liniște, nu am stare, trebuie să mă antrenez în continuu. Dar cred că nici nu e la fel aici, cum ai spus foarte bine. Genetic, corect, e clar. Contează și fiecare are gena, calitățile lui. Contează mult, uite cum e el, dacă vă dau un exemplu, nu-l cunosc personal, dacă face antrenamentele la intensitate mai mare decât trebuie și se duce acasă și mănâncă burger sau junk food, fast food și așa mai departe și nu doarme și nu se odihnește și nu face dușoreci și nu are grijă de sănătate, e clar că după 10 antrenamente își rupe un ligament. Dar tot când faci antrenamentele astea și știi că dieta este la ora, da, la gramaj, da, la cum trebuie, recuperarea este recuperare, dușurile reci, saună, atunci poți să, efect, din punctul meu de vedere, poți să supra-solicitezi un pic corpul, pentru că și tu... Absolut, să-ți depășești limitele, fiindcă altfel, da, e aici, e ca și nici să sari foarte mult, că aici cred că se... Vă dau un exemplu din pasiunea mea, ca și când vreau să conducați cu mașina cu viteză și pun motorină ieftină. Da. Adică nu poți, nu se leagă. Vrei să tragi de mașină, să mergi foarte tare, e băgat motorină sport, e schimbat uliu, e curățat injectoarele, așa e și... Apropo de mâncare, eu zic că nu v-am întrebat, când mai o luați așa pe lângă, mai pomenitul de fast food, ce v-ar place să mâncați? În afară de ce nu trebuie să spunem așa. Hai acum, când o să vină Crăciun. Îi las pe colegii mei să-ți vorbească primii. Hai el acum la 17 ani, cred că poate să mănânci orice, nu? Nu, să știți că am o alimentație destul de ordonată. Ce nu te lasă, haide să te ajut antrenorul să mănânci și ai vrea să mănânci? Nu mi-a zis niciodată. Eu nu sunt, are lista la calculator, nu știe ce să aleagă întâi. Domnul antrenor nu mi-a zis niciodată să mănânc, pentru că știe că am alimentația mea, da, pe care mi-o respect și n-am încălcat-o niciodată. Dar în schimb... Spune, ce îți place? Aș mânca, de obicei mănânc, acum că toți sunt de sărbători, poate câte 8 sarmale. Foarte bine. 8.
8 pe ce sunt 8 sagmale? Corect, tu? Dacă ar fi după antrenorul meu, aș mânca decât pește. Da, pește de mărea cu care prinde coșnică. Și ăla cu indulgență, că așa, nu, antrenorul nu mai consumă carne, mănâncă doar natural. Eu sunt foarte gurmand, am lupt în fiecare zi cu dieta. Așa. Ce ai mâncat? Spune! De ce nimeni să-ți aducem acum? Sincer, nu am o mâncare preferată, sunt nu-mi multe. Place dulcele. Nu mănânc dulce, nu consum sucuri, spre norocul meu. Așa. Dar îmi place mâncarea bună, în general, mâncarea tradițională. La noi, românească. Gătit tot ce se gătește. Pomana porcului, sarmale, mălică cu brânză, cu smântână. Ciorbă de fasole. Da. Eugen, ciorbă de fasole cu ciolan. Foarte frumos, ciolan. Cu ciolan, adică mâncarea tradițională românească, mie îmi pare cea mai bună mâncare. Păi da. În general, îmi place foarte mult să mănânc vită. Peste unde mă duc, la orice restaurant, mănânc vită. Și am auzit că sunt foarte multe diete bazate doar pe vită în lumea asta, care dau rezultate. Da. Mi-am amintit că acum Costel Torcea, îl știți pe maestru de la culturism, antrenor echipe naționale, rezultate foarte bune. Înainte de 89 vorbesc acum, să facem așa o paranteză, am trecut și eu puțin pe la el pe la sală. Suntem și, sunt și cu el bun, bun. Am minat asta foarte mult. Dar știu că, apropo de diete, cum era înainte de 89, toți se întrebam ce mâncam, citeam cărți, ce diete aveau mari culturiști, chiar și Schwarzenegger era tânăr atunci. Mâncau și 10 ouă, aproape de 8 sarmale pe zi. Mâncau. Nu, da, și aveau... răspunsul era de la antrenor atunci, mănânci aia acasă. Ce pe acasă aia, pai pilaf, că... pilaf mănânci. Cum, domne, să faci muști din orez? Că culturiștii mănâncă și 7 mese. Da. Nu au timp să le mănânce ziua, să trezi noaptea în somn la ora 2-3, mănâncă, se... mănâncă să te sport. Da. Ei, acum sunt și multe ramuri acolo. Da. Sportul de performanță nu este sănătos. Necesită multe sacrificii. Ne apropiem de final. Ce ați fi făcut dacă începem cu Eugenia? Ce ai fi făcut dacă n-ai făcut box? Balet. Balet, frumos! Că sunt și micuț. Da, foarte frumos. Și ieși și repede la pensie, nu? Acum trei liniștită, fără nu să mai tragi din greu. Da, nu știu ce să... Frumoasă meserie. Frumos sport. Sau, da, poate și fi și meserie. Bă. Sincer, nu m-aș vedea făcând altceva. Nu știu să vă răspund. V-am spus, aș fi... Automobilism, ai spus. Da, este un sport scump. Adică este ca un vis. Trebuie să ai bani foarte mulți ca să-ți poți permite să fii un pilot de rally. Pentru că la fiecare antrenament îți distrugi mașina. Și ca să deci, practic, tragi acum ca să-ți împlinești un alt vis. Totdeauna ai un vis, nu? Da. Nu m-aș vedea făcând altceva. Cred că pentru asta am fost menit. Asta este misiunea mea pe această planetă și... Da. Să-i dăm înainte. Tu, cred că încă mai poți să te decizi să faci altceva, nu? Într-adevăr. Nu știu, dacă n-aș fi făcut atletism, cred că mi-ar fi fost cam greu să aleg altceva. Dar dacă ar fi să aleg, cred că aș alege pilot de Formula 1. Pilot de Formula 1? Da. Tot pre... Pentru că sunt pasionat de Formula 1 și de raliuri și de tot ce... Ceva acum, cu mașini. Acolo e altă mâncare de pește la Formula 1. Eu am trăit pe vremea când erau cu Daci, nu prea erau la noi raliuri așa. Ba, să știți că erau. Erau Orsitu, erau campioni și Craiova dădea campioni de raliuri. Frații Duval, au fost mai mulți piloți foarte buni. Da. Păi ce să vă mai spun acum? La final de emisiune, spuneți voi câte un gând scurt către antrenorii care au vorbit, iată, și v-au transmis, v-au citit bine, vă cunosc bine. Am văzut că există o chimie extraordinară. Ați nimerit și voi și ei că au dovedit că vă cunoașteți unii pe alții. Sincer, nu am ce gând să-i transmit, pentru că noi comunicăm în permanență, inclusiv acum înainte să intru la emisiune. Bine, un cadou. Ați vorbit, nu? Ne apropiem de final. Un cadou? O salată mare cu spanac. Salată cu spanac. Ceapă. Tu un cadou către ea? Nu știu nici așa. O carte. O farfurie de pește. O farfurie de pește. Că îi place peștele. Foarte. Un somn. Că e mai bun. Da, un somn bun, că tot am vrut că vă obișnuiți. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această ediție specială. Le mulțumesc și telespectatorilor și le dau întâlnire săptămâna viitoare. Vizionare plăcută în continuare.